Azi este o zi specială în școala noastră pentru că marchează finalul unui capitol pe care elevii noștri, absolvenții clasei 8-a, îl încheie. Sunt 104 pagini în acest capitol efervescent, plin de iubire, de tinerețe și de veselia copilăriei. În fiecare an, le spuneam, de 14 ani încoace, le spun elevilor mei, absolvenți, povestea teiului care înflorește în curtea școlii atunci când o generație își ia zborul. În acest an, teiul n-a înflorit încă. Și pentru că voi veți fi generația unui etern dor de școala Silvania, vă propun o incursiune în timp, și anume, în prima voastră zi de școală, aici, la Silvania, când ați trecut pentru prima dată pragul școlii noastre. Sunt 8 ani de atunci și emoțiile care v-au încercat pe voi și pe părinții voștri sunt sigură că au crescut exponențial și au crescut frumos, așa ca voi. De aceea, astăzi, vă propun să călătorim în timp, pentru că viața în sine este o călătorie. Așadar, în prima zi de școală, anului 2012, când curtea școlii Silvania era plină de bucuria și vocile voastre cristaline. Mi-aș dori un dialog cu voi, actorii zilei de astăzi, un dialog creat într-o firească împletire de iubire, emoții, de prietenii și, leitmotivul zilei, de dor. Pentru că voi sunteți generația celor 104 elevi care nu s-au despărțit astăzi de curtea școlii, noi vă vom aștepta mereu aici. Vă îndemn să fiți mândri de faptul că ați studiat la școala Silvania, chiar dacă pe linia destinului vostru lipsa acestei zile din jurnal va lăsa un vid peste vreme, eu am convingerea că veți ști să construiți mereu ceea ce ați învățat aici, pentru că dincolo de teze, de extemporale, de pauze foarte scurte, așa spuneați voi, dincolo de toate acestea, au stat dascălii voștri, învățătoarele care v-au așezat creionul în mână, profesorii care v-au înconjurat cu iubire, doamnele diriginte care v-au ținut loc de mamă la școală și, bineînțeles, că toate acestea încununează azi un parcurs victorios, un parcurs frumos pe care voi l-ați avut aici. Vă îndemn să fiți buni români, să vă iubiți patria, să fiți de folos neamului, să dăruiți cu generozitate și mai ales să înfloriți, să creșteți în lumină. Le mulțumesc colegilor mei dascăli care au știut să așeze în sufletul vostru picătură după picătură, educația și valorile acestui neam. Îi felicit pe părinții voștri care au investit în voi atât de multă iubire, atât de multă încredere. Curtea școlii va aparține pe veci. Veți fi generația care nu va pleca niciodată. Teiul n-a înflorit, Silvania e a voastră. Să fiți mândri că a studiat aici. Viața e o călătorie. Astăzi am făcut un popas în gara vieții. Este un timp al urărilor, un timp al mulțumirilor. Prin urmare, un mare mulțumesc adresez tuturor elevilor care au făcut cinste acestei școli, aducând premii, mențiuni, dovedind prin atitudinea lor că sunt demni de statutul unui elev. Le mulțumesc părinților, comunității locale și, nu în ultimul rând, domnului primar, pentru felul în care a știut să fie mereu alături de
noi și de școala noastră. Întindeți-vă aripile având zbor înalt și lin.